Fratele sărac și fratele bogat. Trăiau odată de mult doi frați foarte diferiți. Unul era harnic și sărman, iar celălalt reușise să se căsătorească cu o fată bogată și să se îmbogățească fără a mișca un deget. De atunci, nu prea își vizita fratele cel sărac, cu care îi era rușine. Într-o zi însă, pe când era vremea secerișului, omul ce trebuia să-i vină la lucru se îmbolnăvi. Se gândi bogatul ce se gândi și decise să-i facă o vizită fratelui său. Ziua bună, frate! Uite de ce vin pe la tine! Mă gândeam să te ajut, că ai mari greutăți bănești. Devii să lucrezi pe ogorul meu o zi, de zor și până în seară, te răsplătesc cu un sac de cereale. Știu că ți-ar prinde bine niște grâne. Îți mulțumesc că te-ai gândit la mine. Mâine dimineață voi fi pe ogor, îl asigură fratele cel sărac. Zis și făcut. Munci zi de vară până în seară ca să-i demonstreze că merită într-adevăr acel sac cu cereale pe care avea să-l primească seara. După apusul soarelui, săracul porni spre casa bogatului. Am secerat singur mai bine de jumătate din ogor. Am venit după simbrie, după cum ne-am înțeles. Bine, bine, fratele meu! Dar ziua de muncă nu s-a terminat. Vezi tu, luna, sora mare a soarelui, cum iese pe cer, va trebui să-ți continui munca până va dispărea și ea. Doar așa ne-am înțeles, îi spuse râzând. Săracul, neavând încotro, se ceră întreaga noapte fără un cuvânt. Iar când se lumină de ziua, luă un sac potrivit, iar apoi căută încă unul mai mare, cu care se înfățișă la ușa bogatului. Am făcut precum mi-ai cerut și am terminat chiar de secerat, iar acum am venit după simbrie. Bine, omule, dar de ce ai adus cu tine doi saci? Îl întrebă bogatul nedumerit. Cum de ce? Dacă soarele are o soră, de ce n-ar avea și sacul meu un frate? Eu întoarse săracul. Bogatul se știa vinovat, așa că merse de grabă să umple ambii saci și îi dădu săracului. Acesta o porni încet spre casă, spunându-și că orice naș își are nașul.